ca rugăminte repetată și de natură ultimativă să atenționez guvernanții că nu suntem ființe mari, nu avem răbdare nelimitată. Ia avem smerenie, dar nu este smerenia turcului. Prin această smerenie noi oricum știm să ne apărăm credința. Și dacă ei sunt ritoare, botezați, cununați, vin la biserică și se închină, dau dovadă diferite jertfe, atunci de ce Maica Spirituală în care botezați-o cununați și îi mormântează, ei atât de tare o prigonesc? De ce metropolitul așteaptă și în ziua de azi răspunsul Domnului final și nu sunt nepunit? Deci, asta este, de fapt, esența acestei decomunii manifestări. Organizația Națiunilor Unite, prin reprezentantul său, aduce învinuiri nejustificate la adresa Bisericii Ortodoxe din Moldova și dă dovadă de atitudine răuvoitoare față de cei peste 93% de cetățeni creștini ortodoxi ai Republicii Moldova. La acest moment, în tocmirea acestui raport nu a participat niciun reprezentant al niciunui cult, ci numai reprezentanți ai cultelor neînregistrate și ai minorităților homosexuale, împreună cu funcționari minori ai PNUD și Ministerul Justiției. Protestăm împotriva legii care adoptă homosexualismul. Credeți că ONU și Ministerul Justiției vă va asculta? Sigur trebuie să asculte, doar credința e de la bunul început. Credința ortodoxă de la bunul început. Ar trebui să asculte dacă sunt ortodox și frecventează biserica. Sunteți gata să veniți la adunarea generală despre care vorbea și domnul? Da, da, numai decât. Să ne părăm credința noastră ortodoxă, care am moștenit-o de 2000 de ani. Bă, musulmani, ne atacă, eu vine și înregistrat că... Dar dacă s-ar duce noștri în țările musulmani, ei ar primi pe creștinii noștri. Am unde am vrut să înregistreze homosexuale. Că nici nu mai au auzit la noi Moldova, nici nu mai știut nimeni, nici nu mai știut de așa prostii și de așa fără de lege, cu ce se ocupă ei. Unde am astăzi gândit? Era sunteți gata să veniți la adunarea generală? Să venim. Strămoșii noștri au luptat până la sânge, și au apărat credința și avem pe Ștefan cel Mare, care au apărat credința noastră ortodoxă adevărată. Am venit pentru a ne apăra țara, neamul și credința cum a făcut-o Ștefan cel Mare și Sfânt, că țara noastră este o țară ortodoxă. Noi nu ne ducem la ei în țară să îi impunem cu structețe, să le impunem religia lor, dar ei, prin alte metode, care se știe destul de bine că au luat guvernanțe, bani și pentru a ne intra în Europa, intrăm numai prin așa ceva care trecem acum. Dar la noi țara este ortodoxă și noi trebuie să păzim această țară. Suntem gata, vom merge până în pânzile albe, până când noi vom spune nu să ne contropească altcineva. Islamul și homosexuali nu au ce face într-o țară creștină ortodoxă. Am venit să protestez, să ne apăr credința și să nu se implice nimic străin în credința noastră. Asta e credința noastră, e strămoșească. Sunteți gata să veniți la adunarea generală dacă ONU și Ministerul Justiției nu vă dă ascultare? Da. Vreau să întreb dacă creștinii ortodoxi trăind în țările musulmane cer legi pentru dânși. Ei trăiesc după legile lor, nu cer niciun fel de legi. Dar musulmanii, dacă vin aici o mână de creștini, îi cer legi pentru dânși. Conducerea țării, luând bani de la Uniunea Europeană, le face toate legile, le introduce toate legile, se necreștinești, zgata pentru orice, pentru bani fac orice fac. Dar noi suntem un popor ortodox, care avem legile noastre, credința noastră și nu dorim să ne facă din țara noastră un Babilon, o amestecătură de noroade care nu au limbă, nu au neam, nu au credință, nu au nimic.